Polițiștii din cadrul compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității Mehedinți și Poliției orașului Strehaia, împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, au desfășurat o activitate de informare și conștientizare a populației pe linia prevenirii violenței domestice și infracțiunilor contra patrimoniului. Scopul principal al acțiunilor a constat în informarea cetățenilor cu privire la modalitățile de prevenire a infracțiunilor violenței domestice și creșterea gradului de protecție a victimelor prin activități de popularizare a ordinului de protecție, cât și informarea cu privire la modalitățile de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului prin recomandări făcute populației pentru a nu fi victime ale furturilor, tâlhăriilor sau altele. Polițiștii din cadrul compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității Mehedinți și Poliție orașului Strehaia, împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, au desfășurat o activitate de informare și conștientizare a populației pe linia prevenirii violenței domestice și infracțiunilor contra patrimoniului. Scopul principal al acțiunilor a constat în informarea cetățenilor cu privire la modalitățile de prevenire a infracțiunilor violenței domestice. Principalele activități desfășurate au constat în adresarea de recomandări antivictimale în scopul prevenirii și responsabilizării cetățenilor cu privire la măsurile de autoprotecție ce pot fi adoptate în vederea reducerii riscului de victimizare, informarea cetățenilor privind unele prevederi legislative referitoare la infracțiunile comise cu violență, informarea cetățenilor cu privire la modalitățile prin care își pot proteja locuința pentru a nu deveni victime și distribuirea de pliante cu recomandări preventive.